Nu te mai baza pe faptele tale bune. Pentru că așa cum am văzut din cuvântul tău, faptele bune nu le anulează pe cele rele. În nicio lege dreaptă din lumea asta nu se întâmplă asta. Și de ce crezi că la Dumnezeu se va întâmpla asta? Care este drept. Dumnezeu este drept. Și Dumnezeu nu va spune, da, ai o grămadă de păcate aici, dar ai și niște fapte bune și hai să mai ștergem din ele și poate, hai să facem cumva, ai, ok, mai închidem un ochi și cumva să facem să fie bine, hai treci. Dumnezeu nu va face asta. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și drept. Așa că nu te mai baza pe faptele tale bune. Fă-le în continuare, dar nu te baza pe ele pentru că ele nu șterg faptele rele.